Salta, prieteni, eu sunt Eric și bine v-am găsit la un nou episod din Jurassic World The Game, unde o să aflu ușor rezultatele turneului ăsta blestemat cu am uitat cum se numește pterosaurul nou Tupuxoara, parcă îi ziceam. Ok, iasă, ce s-a întâmplat oare? Ce a câștigat T-Rex-ul? A câștigat pack-ul pe ultima 100 de metri, ca de obicei, mă, oameni, extraordinar! Oi de cap, eu nu pe bune, chiar pe ultima 100 de metri am pe top 99, pui mei, m-am trebuit să lupt în ultima oră, a trebuit să cheltu la Dinobax în prostie, mă, oameni, și știi ce am realizat? Că ruleta e mai măzluită ca niciodată, frate. Deci, de nenumărate ori mi-a picat, ia să-mi pice un price bun și brusc, să oprea acolo de la ruleta pe ceva prost. Coins sau, știu și eu, 100 ADN care ori vine, 100 ADN așa, dar cel mai mult s-o oprea pe coins și pe mâncare, frate. Și nu multe, pe cele mai puține s-o oprea, dar nu înțeleg. Frate, mult prea măzluite jocul, să-mi bag picioarele. Și din câte am înțeles, a dat nerf și la Trade Harbor. Pentru că, da, odată ce lui afla că se pot face și șmecherii faine pe acolo și poți să obții mai multe resurse decât cheltui, ce o să-i? Nerf this! Ok, astea, 2400 ADN, bun. 480 Dinobax în 500, nașpa, frate, am cheltuit mai mult de 500 de Dinobax în turneul ăsta, nașpa. Ce să fac eu cu asta, habar nu am. Și tu, Puxoara, mă, oameni, uite-te la creatura, uite-te la creatura asta cât de bine arată, măi. Uai, dica meu, și am văzut niște nume faine pe acolo în comentarii, măi, dar ce mai mult mi-a plăcut ăla, Tux. A lăsat pe acolo ceva comentariu cu numele Tux, ia uite. Și acum, Tupuxoara, Isabel, mai mult pușcări, Doamne, cât de bine arată creatura asta, frate. Adică, uite-te și tu puțin la iconițe acolo, la thumbnail sau cum naiba vreți să numiți. Da, thumbnail, îmi pui mie, că thumbnail înseamnă miniatură. Uite-te puțin la miniatura, cât de bine arată. Spre deosebire de alte creaturi din joc, frate. Uite, capul de zile mele, ia, serim. Și de când am fost o creatură asta, am dat de vreo câteva ori în luptă de ea. E doar aproape 3000 HP cu aproape 1000 atac. Deci, e bun. N-ai ce e o creatură bună, nu e deloc rea. Ok, și a apărut asta, mă, oameni. Nu asta, pleacă cu ea de aici. Asta, măi, out of breath. Don't get caught in the squeezy of this Cenozoic beast. Și ce asta, mă, oameni. Habar n-aveți și asta, nu voi să zice, a, e titanoboa, asta n-a zis, sau unii o să zic, a, e megalania, sau nu știu ce, nisca, e și o pârlă nouă, mezozoică, ce chestie. Nu, mă, oameni. Ăsta e Titanoboa, ăsta o să fie un boss, ăsta e boss 100 la 1000, ăsta e Titanoboa, un boss în pui mei, o să avem un boss nou cenozoic. Asta se refereau ei când au zis ceva cu creaturile alea cenozoice, mai de acum câteva zile, dar am văzut noi anunțul ăla acolo. Creaturile cenozoice, sperăm că o să puteți să le folosiți și pe alea, o să puteți folosi și dinozauri în evenimentul ăsta aici cu boss-ul ăsta, fiindcă, frate, creaturile cenozoice își varză, nu cred că un Titanoboa o să fie așa de ușor de doborât. Și mai ales că, frate, uite cât de mișto arată creatura asta, frate, uite-te la ochii, mă, de șarpe, uite la ochii care te vrăjesc așa în pui mei. Dacă ar fi avut niște spirale, da, așa, alb, negru sau, nu știu, roșii, galben, așa te-ar fi hipnotizat în pui mei. Bă, o să avem un boss nou, asta e foarte tare, nu? Ok, hai să schidem mystery pack-ul, tradiția începe. Tradiția începe acum și pack-ul ăsta, frate, cu Jurassic World în pui mea, na, uite-te și tu la asta, frate, pack-ul ăla, uite cât de scump e, nu mai știu cât dracu, e 60 de dolari sau cam așa, nu știu, dar e scump și ai șansa să primești una din chestiile astea, adică na, e Jurassic World pack, adică na, te primești Velociraptor, primești Mosasaur, primești Tyrannosaur, așa, dar ce ar trebui să fie pack-ul ăsta, frate, să-ți dea astea 4 carduri, toate în pack-ul ăla, frate, deci o dată ce pack-ul să-ți le dea pe toate patru creaturile, fiindcă n-ai, pe la urmă e Jurassic World, știi? Și oricum, ai șansa de 57% să spici un Velociraptor. Pa bune? Really, Ludia? 60% șansa să spici un Velociraptor. 3% șansa să spici un Indominus Rex. Deci mai mult ca sigur să spici un Velociraptor. Deci tu mai mult ca sigur să dai 60 de dolari sau mai mult pe un Velociraptor, frate, cu care poți să-l iei cu 1500 ADN. Bă, dar știu cum s-ar fi meritat pe acesta, cum am zis eu, să nu-ți dea mâncare, să nu-ți dea coi, să nu-ți dea de, în schimb să-ți dea astea 4 carduri, astea să fie decât în pack-ul ăla, ar fi fost tare, decât astea toate 4 să ți le dea, asta ar fi fost tare, atunci ai zice că poate s-ar merita, dar na, Ludia, fi mare zgârcit, nu o să fac așa ceva niciodată, ia uite-te și nouă Dinobax, cu nouă Dinobax, cu ceva coin și cu un Triceratops, frate. Ai de cap, de ce mai multe chestii primești nerf în jocul ăsta, frate, cred că o să facă profit în chestia asta, dacă dai nerf la chestiile bune, nu o să faci profit, o să omor jocul încet, încet. Cui îi pasă chestia asta până la urmă, nu știu de ce mă stresez atât, oricum jocul ăsta o să mor înainte să ajung la nivel maxim. Dar în fine, moment, deschidem un solid gold pack, fiindcă a făcut 10.000 de loyalty points, iată. Uai, da, ne mai pomeni, ce e aia? Spune-mi că e apatozaur, te rog, spune-mi că e apatozaur, te rog, spune-mi că e apatozaur. Nu, e o lambia. Bă, o să facem o lambia de nivel 20, nu e rău. O lambia e bun.
Ok, și am făcut 1000 de loyalty points. Bragă acolo, bagă acolo în bugetul lui Terry. Ah, am și o misiune, am completat o nouă schemă azi. If I'm not able to take Jurassic 1 for ride, I must... Nu știu. Ah, Jurassic 1 se referă la elicoptera. Mă întreba ce treacă cu Jurassic 1, ce ăsta? Spoiler, ceva pentru următorul film. Ia zi-mi. Buy and place așa, level up for carnivores. Băi, boss, ia zi-mi. Ce-ați să cumpăr? Că mai am capite. Ah, să cumpăr una din chestiile astea. O să o placez fix aici. Uite acolo, între. Când ai va durează asta? Ai de cam 170 de dani bani să dai spira. Du-te și sinucide-te, măi, domnule Masrani. Cum a zis John Hammond, nu facem economie, nu ne uităm la bani. Bă, dacă să administrez un parc, a zis Neclear. E pregătiți-vă de satisfacție maximă. Nu știu pentru voi dacă asta e satisfacție maximă, dar pentru mine, unul chiar e. Așa, avem și expansiunea asta aici, drăguț, ia zi. Uai, uite cum s-a umplut barea de experiență, un sfert acolo. Ok, colectez în partea asta, mereu să colectez coinsul din partea asta, frate, mereu să fac chestia asta. Bă, uite aici, o să putem să punem pe Tux. O să putem să punem pe Tux acolo. Ok, ia să vedem ce mai avem aici. Ceva, am pus dinozaur la hash, doamne, la evoluat. Fiindcă vreau să mai fac un Indominus Rex, mă, oameni, fiindcă am deja un vreo 7 de nivel 40, l-am făcut eu off camera. Mai trebuie 2 tiranozauri ca să mai fac un tiranozaur de nivel 40. Uite, vezi, aici o să fie nivel 20, mai trebuie 2, 20, 30, după mine 40. Bum. Aici am vreo 7. O să creez un Indominus Rex, o să fuzionez tiranozaurii ăștia și vreo 7 ca să fac un Indominus Rex. După aia o să mai cumpăr încă 7, o să mă să mai cumpăr așa pe parcurs, încă 7, ca să mă pregătesc să fac Indoraptor, mă, oameni, trebuie să, uite și apare chestia asta, bă, frate, mă întrebă ce ne avea cu chestia asta aici, adică sigur o să fie un super hibrid nou, dar oare ce? Și întrebarea mai bună, când și de ce și cum naiba o să procurăm noi atâta SDNA, fiindcă gândiți-vă la asta, Indoraptorul costă 4000 SDNA. Și mai costă încă 2000 ca să cumperi Indoraptor. Deci gândiți-vă la asta. Deci 4000 ai obținut un Indoraptor. Mai ai nevoie de încă 7 dacă vrei unul de nivel 40. 7 ori 2 vine 14. Vine 14.000 SDNA. Plus minus evoluție. Deci gândiți-vă așa vreo 15.000. 7, hai să zicem așa cu aproximație. 18.000. Hai să o rotunjim 20.000 SDNA. Fără aia 4000 pe care i-am pus ca să creezi Indoraptor. Deci gândiți-vă cât de imposibil e să faci creatura asta de nivel 40, frate. Vai de viața mea. Vai de viața mea. Voi vă dați seama cât de... Vai, e imposibil, frate. Și la SDN-ul ăsta pe care îl primim noi, la sărăcia asta de SDN pe care îl primim noi, uite, 10 SDN, 14 SDN. Cum naiba ai... Cum s-a presupune tu să duci creatura asta măcar la nivel 20? Frate, gândește-te, ai deci 4.000 ca să-l crezi, bun, îți mai trebuie încă 2.000 ca să-l cumperi, ca să achiziționezi încă unul, 6.000 zenei și îți mai trebuie încă 1.000 să zice ca să le volezi să-l duci la nivel 20, deci automat 6.000 zenei numai ca să faci la nivel 20 și tu de-abia poți să procuri 4.000, asta e din nou update pentru hacker, frate, numai hackerii își permit să facă chestiile astea, în fine, ce dracu am aici la hack, am chestia asta odată. Nu se merită, frate, nu se merită, nu funcționează așa, frate, nu merge așa. Bă, măcar de dădea cât 100 SDN de la questurile alea, dar așa nu se merită, frate, e prea exagerat, e prea greu. Amonitul, ia uite-l, melcul de mare, bagă la acolo și pe ăsta. Ia stai așa, dar amonit de cât am? Ăsta e al doilea amonit pe care, ok. Aș fi vrut să-l bag la hecea de ceva informații despre amonitul nostru. Did you know that ammonite gets its name from the spiral shape of its shell, which resembles așa nu știu ce, cu rams and horns. Aha, înseamnă cu un corn răsucit. Amonit? Asta înseamnă amonit, frate. Înseamnă corn răsucit sau ceva de genul. Bine că, uite cum arată ca un covrig în pumii. Haide cap, să scufunde, să se duce la mama dracului în abisuri. Haide cap, ok, hai să punem creatura aia, hai să-l punem pe Tux la hatch, mă, oameni. Unde n-ai mai Tux? Ia asta așa. Bine, am început-o de cu hibrizi, aici nu e bine. Haide cap, n-aș și găsește creatura aia, T-Rex, acum, dă-i și caut-o. Unde n-ai mai ești Tux? Am trecut cumva pe lângă el sau nu l-am văzut eu? Nu, ăla e Dimorphodonul. Nu, Dimorphodon Dronopterus e ăla. Unde e naiba iese Tux? Unde... Mă, unde e Dumnezeu e creatura aia? Bă, ce naiba, unde nu-l găsesc? Ai de capul meu să vezi că nu mi l-au deblocat și că nu există. M-am trecut pe lângă el, doar pe acolo mi-a sărit inima din piept puțin. Unde e Dumnezeu e creatura aia? Bă, să-mi bag picioarele. A, uite-l mai aici și lângă Olambia. Ai de cap, era tocmai la creaturile aia care trebuia să puse la hatch. Uite, new acolo, frumos. Vai asta la hatch, haide. Uai, și costă 1600 speed up. Deci s-a dus dracu banii pe care i-am câștigat eu din evenimentul ăla. Am primit 480. Am primit 580 de Dino Bucks. Ar trebui să fie... Bine, hai să zice 600 cu aia de Mystery Pack. Cu speed up ăsta s-a dus dracu toți.
Vai de capul meu, ia să vedem. Baga cu asta, vedem pe Tux cum arată, măi. Niciun efect frumos, nimic decât o ceasă așa apărut acolo. Bă, arată decent, arată mișto. Ok, și acum o să-l ducem acolo unde el este locul, ia să vedem. Am zis că o să-l punem aici pe Tux. Uite acolo, frumos, fix în mijlocul la chestia aia. Adum aproape de creatura asta. Ia să vedem ce naiba ne conferă nou animalul ăsta. Bă, un aspect de... arată ca tapigeara. Ce pot să zic? Arată ca tapigeara. Bă, îmi place albul după burtă. Hai de capul, eu nu dau din aripi. Lasă-mă să mă apropii de tine. Uite-l cum planează el acolo ca un avion micuț. Uai, uite ce codiță mică are, frate. Dar îmi plac culoare, frate. Arată ca un... arată ca o pasăre asta de mare. Nu știu... ca o pasăre asta de mare. Nu știu... nu pescăruș. Nu știu... știu că e o pasăre asta de mare care arată... arată așa, are modelul ăsta de culoare. Uite așa, albul ăla pe burtă cu aripile astea galbene. Cu spatele ăsta așa un fel de albastru ceva. Dar arată șmecher, îmi place, frate. Ia să informații, informații, și așa informații. Tupuxoara is named after spirit in Tupi mythology. Wow, Tupi. Mă, dar ce zice noi Tux când putem să zicem Tupi? Ia uite, îmi place mai mult Tupi, nu? Sună mai frumos, Tupi, Tupi, Tupi. Spune repede, 5 ori Tupi. Tupi, 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 Tupi. Cred că am spus de mai puține ori Tupi. Așa, deci e numit după un spirit ăsta mitologic. Interesant, ia să. Bă, da, la nivel 4 l-am văzut așa acum, dar la nivel 20 culori accentuate, la nivel 30 evident că... a, are dunși pariu, are un model de tigru așa pariu, a, asta îmi place, asta e mișto. Ok, și la nivel 4 red, așa toată lumea că știe cum arată, fiindcă da, l-am văzut peste tot, fiindcă da, și în thumbnail l-am văzut acolo, fiindcă toată lumea a fost impostă pe poza thumbnail ca clickbait. Dar arată și mecare, frate, și nu arată doc exagerat, bine, arată pufos, frate, uite cât de fluffy așa, uite de la el, frate, haide, cam, e așa pufos, frate. Și are niște... ce nu pot să numesc chestia aia după capul, după creasta lui țepi. Dar uite câte resurse de chestia asta. În fine, asta, stai că l-am hrănit, măi, ia să vedem. Ceva animație unicat? Ne. De ce am avea o animație unicat, frate? Adică de ce pretenție la animație unicată în zilele astăzi? Dar oare ce mănâncă el acolo, vă întrebați oare? Nimeni nu știe. Ok, bag acolo și mâncă, du-te. Mai duci odată și mâncă. Așa, stevază lumea acolo, uite cu social. Ia! Niam, niam. Chiar mă întrebare ce mănâncă acolo, frate? Deși văd că cutia aia, frate, nu înțeleg cum naiba vine, nu știu cum naiba e cutia de care mănâncă el acolo, dar văd că mai are o gaură mai jos și mă întreb oare el chiar mănâncă ceva de acolo sau e mâncarea jos, pe fundul la chestia, sau mai are acolo un nivel cu mâncare. Nu, dar uite că poți să vezi cutia acolo cu mâncare, uite, vezi? Oh, hai să-l gâdilăm, oh, măi, mă, ia uite-l, uite, bă, nici nu l-am atins în puii mei și deja am început să-l gâdile singur. Hai să-l pognesc puțin, hai să-l supăr. Haide, ca mă transform în pasăre pățit ce trebuie să bag picioare, dacă nu mă transform în papagal, bă, oameni, am senza. Mă, de ce apatozaurul ăsta aici? Uai, pot să fac un apatozaur de nivel 20. Ok, acum e bine. Ia o lampia, bagă eu o lampia la hatch, gata, mi-am adus aminte. O să, că sigur o să uită chestia aia. Uai, și mi s-a mutat ordonul pe partea aia acolo, vreau să fie, frate, nu vreau să se întâmple chestia asta. De ce am pus eu un tiranozaur la hatch oare? Mă întreba de ce am pus un tiranozaur la hatch acolo. Mi se pare că l-am pus ca să umplu incubatoarele alea, nu mai mi-aduc aminte. Am pus un tiranozaur acolo la hatch random și nu știu de ce. În fine, cred că l-am pus să ocupi incubatoarele alea, fiindcă am vrut să fac niște șmecherii cu trader aici. Haide că am eu coins. Știu că l-am pus acolo, oh, ok, asta merge. Știu că l-am pus acolo ca să ocup toate incubatoarele, ca să fac și niște șmecherii la trader pe acolo. Uite, iarăși Dinobax. Aparent jocul ăsta vrea să-mi dea înapoi resursele. Haide că am eu și acum vrea să-mi le ia. Vai de capul, uite, frate, astea sunt trader, ce pui, băi? Carantor pe 1, 9. Trei majongasauri. Oricum ajunga sau dai în pui mei, câștig de ăștia la greu. Asta e acolo, îi transform în ADN, bun, ia să vedem, dă și chestia asta. Uite cum câștigă și Dinobugs de acolo, frate. Bă, dar chestia asta n-am o seară, dar acum misiunea asta să merită, o să tac din gură, nu o să zic că să merită, misiunea asta, prețurile de la misiuni nu să merită, oameni, și fac cu ochii dacă v-ați dat seama, fac cu ochii dacă v-ați dat seama. Prețurile de la misiunile astea nu se merită, nu sunt bune, sunt prea low, încă fac cu ochii dacă v-ați dat seama. Ok, hai să vedem, evenimente, ia să vedem ce naiba chestia mea. Evenimentul ăsta îmi bag picioarele în el, frate, e imposibil de făcut, m-am chinuit de 2-3 ori să-l fac și nu merge, e prea greu. Așa că bag picioarele în el și n-am chef să cheltui niciun Dinobax în eveniment dacă nu se merită. Vai, 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 uite deja că mai avea puțină răbdare, 5 ore, uite, avea niște evenimente faine pe aici. Bă, da, sunt multe evenimente aici. Ok, deci acolo eveniment fain avem, aici eveniment fain avem, aici eveniment fain avem, aici eveniment fain avem, dar nu pot să fac. Ah, avem un battle stage. Opa, ia stai așa. În 2 minute direct. Frate, de ce Indominus Rex acolo? Înainte, frate, înainte să se lanseze chestia cu hibrizii, Indominus Rex acolo nu exista. Acum, din toată brusc a apărut Indominus Rex, sau nu mai mi-aduc aminte, frate, nu știu, în fine. O să-l folosim pe... unde-i Tupix? Unde-i Tupi? Tupix, Tupi, Tupi în puii mei. Unde naiba, ia să-i, unde? Am uitat să văd și ce statistici are la nivel 10. Iepa, bă, dai. Uite-l aici, ai uitat. 800 HP,
cu 200 de atac. Ok, bagă-l acolo pe Tupi. Așa, asta avea nevoie de un carnivor și de un amfibian, un carnivor. Iar mă apucă când să-mi bag picioarea, că nu o să-mi iau copyright într-o zi pe cântatul ăsta, eu așa. Cred că Rex ar face față la chestia asta și... Golden Tooth, măi. Alai, direct, ia să vedem. Deși îl vreau pe Tupix, frate, îl vreau pe Tupi ăsta ca să aibă el lovitura finală, știi, să aibă el ultima lovitură. Unde naiba l-am pus acum, unde a dispărut Tupi? Tupi arată fața aia. Uite-l aici. Ok, băi, mai puternic decât Spinozaurul, aparent. Are cu unul mai mult atac decât Spinozaurul și e mai puternic la nivel 10. Ai de cap, eu toate alea dă directul la Spinozaurul, să-mi bag picioarele, frate. Săracul Spinozaurul are o perioadă foarte grea ultima vreme. Uai, arena asta blană, frate, asta așa, gata, nu mai scoate modul de viteză. Fică vreau să savurez arena asta. Tipul ăsta-i mărut o lovitură și o vreau să pun un reserve. Uai, de cam eu ce greșoare e asta, frate. Gata, moarte la tine acolo, stai pe jos, mâncă țărâna. Sau noroiul, sau ce-o fie aia. Uai, de capul de... Bă, dar chestia asta la nivel 40 parcă să merită. Uite, 2500 HP cu 600 atac, parcă e destul de bun. Parcă nu regă că l-am cumpărat. Nu știu de ce m-ai atacat, tovarășe, dar aparent o să mor și tu. Aie, stai jos acolo, odinească se împace. Cum a venit, așa s-a și dus, din brusc așa. Uite, ca meu, domnul se pregătește să fie doborât, nu de Golden Tooth, nu de Rexy, de Tupi. Bine, numele ăsta nu sună prea dur, așa, nu sună la fel de dur cum speram eu să sune, dar sună destul de bine. Rexy, astăzi nu o să dobor pe Indomnus, o să te doboare Indomnus pe tine, așa că acceptă soarta odată. După aia Tupi o să vină aici și o să facă minunie. Ia să vedem, vreau să lovesc pe Indomnus, să las puțin low, ok, ajunge și punem un bloc. L-am lovit? Nu l-am lovit. Vreau să-i dau puțin damage, așa că să dau lui Tupi puțină încredere în el acolo sau în ea sau în ea, bară, pterozaurul ăla. Ala, Indominus, tiranozaurul la pământ, Rexy jos! Bă, nu știu cine naiba zice, Rexy se numește de fapt Roberta, cică, dar nu știu cine naiba zice Roberta lui Rexy în pui mea. Toată mea s-a obinut să zică Rexy, toată mea zice așa, nu o să zică nimeni Roberta în pui mei. Nu sună la fel de dur ca Rexy sau Tupi. Ok, haide Tupi, arată-ne de ce ești în stare. Haide! Doboră-l pe Indominus, domnule, că e mai puternic decât orice pe lumea asta, uite-l, yeah! Ala-i Tupi, Tupi cel bravo, să-i zicem. Uite, yeah! Wow, uite vrea ce față drăguță are, așa cu ochiul ăla acolo, așa, arată speriat, nu arată drăguță, arată de parcă ar fi speriat de bombe. Bine, s-a bătut cu Indominus Rex într-o furtună, deci are motiv să fie. Și-a îndeblocat un Dagosauru. Am avut un Dagosauru de nivel 4 de înainte să-l deblochez, frate, deci... Ok, asta e. Ce urmează la battle stage-uri? Ce vine după ăsta? Aha, vine așa, după aia Draunopterus, după aia așa, după aia așa, după aia așa, după aia așa și după aia battle stage infinit. Abia așa s-a atins și o battle stage infinit, frate. Stai, mai există battle stage infinit? Mai există măcar battle stage infinit? Bar, n-am avut chestia asta, păi nicăieri n-am avut battle stage infinit. Asta înseamnă că l-au scos sau ceva? Ar fi chiar foarte păcat să fi scos, frate, adică asta însemna extinția. Bă, de ce n-ai treceat opsoa default? De ce trebuie să dă toată creatura default? De fapt default, creatura de doamne, default-ul, eu și am jucat prea, am joc prea mult pe aia dintr-un pui mie cu skin-ul și cu astea m-a zăpăcit la cap. Nu înțeleg de ce câteodată mi se mută pe treceat opsoa de nivel 1 și rămâne acolo. A, bine, mă, oameni, îl avem pe Tupi, măi. Mă întreb oare, ia stai așa. Chestia asta ajunge până, ajunge, uite, exact la limite, mă, oameni, fix aici, la limite. Oi, de cameo, măi, Tupi, măi. Bă, dar îmi place creatura asta, e drăguță, îmi place. Adică nu-l schimbă, băi, evoluțiile aia nu-l schimbă foarte mult. Asta îmi place foarte mult. Și o creatură balansată. Uite, am început să prind creaturi balansate. Acum urmează să prind un erbivor, bun, frate, un erbivor de ăsta de turneu bun, unul nou de data asta. Nu mai vreau astea vechi. Vreau mai vrem chestii, uite așa ca Tupi ăsta, măi. Chiar dacă n-are animație unicată, măcar o creatură nouă. Și nu știu unde dracu să pun toate creaturile astea în parc, fiindcă o să mai am loc în curând, fiindcă o să ating limita aia iarăși. Și atunci o să fie problematică treaba. Bă, asta a fost un videoclip în care un episod de Jurassic World Game care mai mult am vorbit decât am acționat. Să-mi bag picioare, nu. A fost un... A, n-am verificat trade-urile. Uai de cap. Ba da, am verificat, dar n-am făcut custom trade-ul. Ia să... Ce creatură aș putea să pun aici? Ar vrea să pun ceva acvatic, frate. Ar vrea să dau ceva acvatic de data asta. Fiindcă nu prea mai am de ăștia jurasici. Da. O să dau cu cenozoici astea. În cenozoici avem ceva pe aici de vânzare. Nici de ăștia n-avem de dat la trebuie să-mi bag picioare, frate. Deci tot pe Jurassic, tot pe ăștia naxe, tot așa sunt principalii. Ceva niște e dinozaur bun pe aici, pe care l-am de două ori și e legendar. Sarco, Sarco ar trebui să fie destul de bun iasen. Frate, uite asta e chestia. Am dat ieri un Sarcosuchus pe 260 de Dinobax. Astăzi îl dau pe 140 de Dinobax.
Aia e, frate, dă-l acolo, n-ai ce să fac, aia, oricum nu mai îmi trebuie. Și nici nu știu dacă o să mai trebuiască prea curând, adică am un Sarcosuchus cu de nivel 40 și pe aici pe undeva. Uite, despre asta vorbeam, frate, s-a mutat pe ăla de nivel 1, de ce face chestia asta? Stai mă pe ăla de nivel 40, că de-aia l-am făcut, să se vadă frumos acolo, ca să am și cu ce să mă laud în pui mei, că-s bogat. Sunt bogat în resurse, în pui mei, și sunt mai bun decât un hacker. Sunt mai bun decât așa care trișează în joc. Căci că e mai distractiv dacă trișezi în joc. Frate, niciodată nu o să fie un... Ăsta de nivel 30, pune-l pe ăsta aici, la înaintare. Frate, niciodată nu o să fie amuzant într-un joc să trișezi. Asta dovedește că ești un fraier pierzător. Asta dovedești. Fără să șinesc, fără să asta, dar oarecum vă jignesc. Vă jignesc așa, mai. Nu vreau să vă jignesc, dar totul vă jignesc. Stai, am completat ceva la asta aici? Uai de viața mea, uite câte de-astea sunt aici pentru SDNA. Uite, dacă devii VIP primești 2 SDNA, wow! Ar trebui să primești pe puțin 50, frate, dacă devii VIP, fi că da, totuși plătești. Colectează la clădirea, da. Bă, dacă clădirea de ADN ar fi dat SDNA, ar fi dat și ADN sau SDNA sau așa, ar fi fost oarecum meritată chestia cu VIP-ul, fiindcă na, ar fi ajutat cu Indoraptorul mai rapid, ți-ar fi sporit proces, dar nu se merită, frate, nu se merită, nimic din jocul ăsta nu se merită, nimic ce implică, bă, uai de cameră, fix lângă vulcanul ăsta suntem, ești nebun, oare o să-i rupă vreodată, mi-ar făcut să fie, frate, cu Jurassic World Fallen Kingdom, să updatezi vulcanul ăsta, gen să fie, să iasă fum din el sau ceva, cât de șmecher ar fi fost asta, imaginați-vă numai. Da, frate, orice e pe bani în jocul ăsta nu se merită, fiindcă e mult prea exagerat. Ăsta e hybrid world game, spend money or spend nothing. Da, în fine, oameni buni, că deja m-am întins prea mult cu vorba. Am avut și așa un moment mai de discuție cu voi, mai chill, așa, știe? În care am stat noi să mai discutăm, ne mai relaxăm, să chestii de-astea, să mai stați voi niște după o zi de-asta de plictisitoare de școală. Sau ce, poate a fost o zi interesantă școală pentru unii, habar n-am. Dar în fine, oameni buni, avem moment să încheiem acest episod aici, așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like, să vă abonați în caz că nu l-ați făcut, sau să bifați clopoțeala pe notificările alea fugite, ușa la coronastica ca să vă aduceți voi niște prieteni în Telex Army, chiar n-ar strica deloc, chiar m-ar ajuta și pe mine foarte mult, să devină aici o comunitate cât mai mare. Vreau să știu că voi ați câștigat pterozaurul ăsta, chiar sunt curios, frate, dacă ați să câștigați voi pterozaurul ăsta și ce părere aveți voi despre asta și despre noul boss care o să apară și care este Titanoboa mai mult ca sigur, deși mi-ar plăcea să mă înșel să fie Megalania, îmi pui mie să par Megalania, dar oricum toată lumea știe că o să fie un boss Titanoboa acolo, deci o să fie un boss boa, măi. Deja nu mă mai întimul la vorbă, că deja am început să exagerez în pui mei și că deja este ce, că de unii dintre voi deja ați plecat sau ați dat schimb la viu sau sunteți ceva de genul, bă, dar nu se mai termină asta odată de vorbi că mă disperă. Așa că vă mulțumesc pentru toată atenția acordată, tot suportul oferit, sunteți foarte tari dacă v-ați uitat până aici, oameni buni, și dacă v-ați uitat până la jumătate de videoclip și chestia asta, toți sunteți foarte tari. Oricum, dacă v-ați abonat la canalul ăsta, deja sunteți oficial foarte tari, sunteți cei mai tari oameni de lume, așa că n-are rost să vă mai spun eu. Eu de nou vă mulțumesc pentru toată atenția, tot suportul. Și noi o să ne vedem ca cei de-aia vitale. Pa, pa!